Nu. Ce faci acolo? Au, nu tare gâtul. Iubi? De fapt, astea sunt o leneșă și nu prea vreau să filmez. Iubi? Stau bine aici. Ca să explicăm. Arăți partele de și mă, să explicăm, Sunt. da. Ca să explicăm, am fost astăzi la doctor. Au, am tare gâtul, am dormit prost ieri. Au. Poate o să-i da. Dai să mă întorc, că nu pot să fac nimic, mă tare gâtul. Așa. Da, Am fost. Nu râde. scuzați pentru... Lenea mea. Ok. Am fost azi la doctor să mă verific la rinichi și ea mi-a făcut radiografie sau, de fapt, mai multe radiografii. M-a băgat în aparat din ăla, prin tub, m-a verificat. În engleză e CT scan, dar nu vine în limba română. Nu mai gândesc deloc. Doamne. Așa. Și mi-a băgat lichidul direct în venă pentru a verifica. Așa. Și după asta beau în continuu apă și mă simt plină, deși l-am bătut, elimin, cred, probabil, lichidul acela, medicamentul acela. Și am venit, nu, am alergat la spital, am ajuns în ultima secundă și întârziată. Am plecat de vreme, de fapt, dar pentru că a fost foarte aglomerație, am întârziat și am alergat și am obosit și nu știu de ce, dar astăzi sunt foarte obosită. N-am energie deloc. De ce ai mers? De ce ai fost la spital? Ca să verific dacă am și eu probleme cu rinichii sau nu. Da, adică n-ai explicat de ce ai folosit acest cu vein, acest medicament. De ce ai avut nevoie Stai de puțin că nu merge creierul. Ting, Deci ai făcut CT, nu? CT da. este tot așa în România? CT, este CT. Nu, în limba română probabil este diferit, dar cum am Ok. zis, mi-am prăjit creierul, nu mai funcționează. Mama mea a avut ternii polichistici și fratele meu are și sora are un început, cred. Oricum, ideea este că trebuie să mă verific și eu și nu m-am verificat de câțiva ani buni. Și n-am făcut analizele și am început să fac analizele în sfârșit. Și una dintre ele era să verific rinichii. Da, dar oricum, eu sunt sănătoasă, n-am nicio problemă. Eu am probleme cu constiparea, dar mă știți. Mă scuzați, dar asta e realitatea. Altceva n-am. Dacă surâsită mănânc cu usturoi fără număr, știți cum îl fac? Prăjit, așa, în tigaie, tras, călit, cu sare și piper, neam, neam, neam. Când am fost foarte gripată, ceapă tăiată, fetița mai ceapa iute lângă pat. Naturel. Dar cu rinichii trebuie să mă verific. Și nu am așa probleme, dar oricum sunt foarte lipsită de energie astăzi. Și iubi, cred că putem să oprim sau dacă vrei să mai vorbești tu că nu mai am energie. Să spui ceva? Da, Tu ce-ai făcut astăzi? astăzi am făcut multe. Dă-mi telefonul să te vezi și tu. Haideți să ne întoarcem. Așa. Nu te vezi prea bine, iubi, vine mai acum. Sunt emoționat. Vin aici. Așa, ca să te vezi la lumină. Ok. Așa. Și? Eu sunt, adică mă numesc Daniel. Am pus. Tu ce-ai făcut azi? Am făcut multe. Adică dimineața am făcut curs, am avut curs și am predat în limba engleză. Și apoi. Apoi ce am făcut? Ai venit în. M-am întors acasă și a trebuit să fac curs de cântă. De cântat. De cântat, dar am adormit. De Despre. am lisat. Da, și Și a uitat să se trezească. De fapt, mi-a zis mie că doarme și zic ok, n-am știut că trebuie să-l trezesc. Și eu am făcut cursul meu și a dormit, oricum. da, și am scuzat lui Mi-am cerut scuze, mi-am cerut scuze. profesorului și a zis este ok, am mâncat, de aceea este bine și tu. Și da, oricum, apoi
am plecat spre Seul pentru că am avut un fel de protest, este, cum să zic? Da, da, protest. Da, protest. De fapt a promis cuiva că nu da, prea, el nu se duce la protest așa ușor. Da, protest pentru câini și... Consumul câinilor ca mâncare, ca să înțelegeți. Da, în Corea este. Dar, adică devin mai bine, cum să zic, se îmbunătățește, situație e mai bună. E mai bună, adică. S-a închis și cea mai mare fermă de câini și se încearcă multe. Da, spre acesta. Și, și apoi m-am întors, adică am fost acolo cam 15 minute, doar. Tu și întors 4 ore. Dar 15 minute acolo, pentru că a trebuit să, adică am, protestul a fost astăzi și nu mai este și am promis cu ea, ea este în Australia. Cu prietena sau cineva, trebuie să spui cine e cu ea, cine e ea? Noi am locuit împreună, adică nu doar doi. cu familie? Da, cu familie tot, dar și este un fel de homestay. Ok. Mm-hmm. Și ea este o doamnă foarte faină și m-a ajutat mult, de aceea am vrut să fac ceva bun pentru ea. De aceea a zis, dacă mergi acolo la protest, ar fi cel mai bun cadou în viața ea, viața ei. De aceea am putut să merg, dar pentru Marina s-a întâmplat așa, de aceea. Adică nu i-am hotărât și din cauza faptului că noi trebuie să mergem în România, spre România, în curând, de aceea am vrut să știu rezultate înainte de merge, înainte să mergem. Înainte să mergem, de aceea am avut cel mai, cum să zic? Cel mai rapid. Cel mai rapid, da, cu doctorul și de aceea astăzi a fost. Deci a trebuit să merg acolo și fac niște chestii și apoi m-am întors spre spital pentru... Este un soț bun. Pentru wife-ul meu. Este un soț bun, da. Da, oricum. Și, da, și apoi, după ce a terminat, eu am mers, adică eu ne-am întors, dar a trebuit să fac curs de cântat. De muzică, pentru că am lipsat acolo, adică pentru atunci. Că domnul profesor a zis că are timp acum la 9 și da. A făcut la 9. Da, de aia a fost la mașinicuță, cum să zic? La mașină. Mașină cea mică și Marina m-a salvat, cum să zic, salvat niște nuți. Ai, i-am dat niște nuci și apă, i-am dus apă și telefoanele că le-a uitat în casă. Și i-am dat curs și apoi... Am mâncat topochii. Da, am mâncat topochii de la ea. Și acum eu sunt leneș în pat. Da, și am zis, iubi, unde, adică când să facem YouTube, când trebuie să ne și iubi a zicem și ceva. Dar ea a fost foarte leneșă, adică s-a simțit rău, de aceea... De fapt, beau apă și mă simt că am presiune pe rinichi pentru din cauza la medicament și tot beau și elimin și beau și elimin. Da, cred. Da, și sunt obosită, cred că am alergat prea mult prin spitale pe la clădiri pe acolo. Și a fost și un stres psihic, de fapt, că să intru în acel aparat și închid ochii, deschid ochii, nu țineți respirația. Țineți respirația și zic, eram, ce fac aici? Și când m-au obișnuit și eu, m-au dat afară. A zis că s-a terminat. Oricum. Bine. Bine. Cam atât pentru astăzi. A fost jurnal doar. Da, un jurnal pentru că nu avem energia să facem lecție, dar promitem că venim cu lecții noi. Ok. Bine. Pa, pa, pa. Pa, pa.